După o perioadă lungă cu temperaturi mult peste media acestei perioade, se anunță vreme rece și ploioasă. Mercurul termometrelor va coborî sub valorile obișnuite ale lunii septembrie, anunță meteorologii. Mai mult, ploile vor fi abundente. Până la ora 16 a fost cod portocaliu de ploi în 9 localități maramureșene: Cernești, Coaș, Copalnic, Mărășturn, Coltău, Dumbrăvița, Grosă, Călășeni și Șești și Remetea Chiuarului. De altfel, județul Maramureș se află sub incidența unui cod galben de ploi, valabil până mâine la ora 21. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie și Hidrologie, în intervalul menționat vor fi ploi cu caracter temporar în toată țara și se vor cumula cantități de apă ce vor depăși frecvent 20-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40 până la 50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii anunță că la începutul perioadei avertizate, cu precădere în regiunile sudice și sud-estice, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie și izolat de grindină. În a doua parte a zilei de 20 septembrie, ploile însemnate cantitativ se vor semnala în special în sud-vest.